caz șocant în Mehedinți. Primărița comunei Greci este acuzată că ar fi bătut cu bestialitate un cetățean împreună cu alți doi consilieri. Motivul la fel de șocant. Victima ar fi refuzat să o voteze. După corecția aplicată, bărbatul de 68 de ani a ajuns curând grave la Spitalul Județean din Drobeta, Turnu Severin. Cu toate acestea, edilul neagă orice acuzații. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Bărbatul de 68 de ani era în vizită la sora sa, iar după lăsarea întunericului a plecat spre casă. A apucat să facă doar câțiva pași. Din senin, doi indivizi și o femeie s-au năpustit asupra lui cu o ploaie de lovituri. Acesta susține că agresorii ar fi chiar edilul comunei și doi consilieri locali. În timp ce se afla pe drumul public, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresat de doi bărbați de 45, respectiv 56 de ani și o femeie de 53 de ani. Deși a încercat să se apere, bărbatul nu a avut nicio șansă. În urma loviturilor a căzut ca secerat. După ce i-au aplicat corecția, bătăușii s-au făcut nevăzuți. Cu ultimele puteri, victima a dat alarma. Este lovit la cap, foarte rău. El deasupra la sprânceană, foarte rău. La cap, pe tot corpul. Spune că doare coasta. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, acolo unde a rămas internat. A fost adus un pacient în urma unei agresiuni fizice, prezenta un traumatism craniofacial, traumatism coloană lombară, un traumatism membru superior și inferior drept. Sora victimei susține însă că edilul nu ar fi la prima abatere. Fratele meu a fost bătut de doamna mosoarcă. În 2007, parcă 2008, am actele precum a fost bătut de familia mosoarcă, atunci a fost bătut pentru apia. Nu botează cu primărița, n-a botat niciodată, de asta e și bătut. Victima va avea nevoie de 30 de zile de îngrijiri medicale. Acesta a depus o plângere la poliție. Între timp, edilul neagă orice acuzație. Nu știu despre ce vorba. Nu ați avut nicio altercație cu niciun cetățean? Nu, nu, nu. Aurelia Mosoarcă se află la cel de-al doilea mandat de primar al comunei Greci. Poliția a deschis o anchetă în acest caz și urmează să stabilească în ce circumstanțe s-a petrecut totul. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.